Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor. Autobuzul dragostei oprește în Bacău. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor este anunțul făcut public chiar de către primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină. În perioada 25-26 februarie, echipe mixte formate din polițiști și lucrători ai adăpostului de câini din cadrul DPP Onești vor realiza o campanie de informare privind obligativitatea deținătorilor de câini metiși sau rasă comună de a steriliza și microcipa patrupedele. În perioada 16, 17, 18 și 19 martie se va realiza o nouă campanie de sterilizare gratuită în cadrul adăpostului pentru câini cu stăpân. În cadrul acestei campanii vor fi sterilizați circa 260 de câini și 60 de pisici. Scopul campaniei de sterilizare este de prevenire a abandonului, practic să înlăturăm cauza și nu efectul. Înscrieri la telefon 0799-201-408, anunță primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Visul lui Rareș Dumea s-a îndeplinit. Visul puștului de 10 ani din Onești s-a îndeplinit. A apărut la TV. Povestea puștului Rareș Dumea, care cântă cu multă pasiune, începe la 5 ani. Din păcate, o serie de probleme făceau ca el să fie mai greu de înțeles. Însă, cu ajutorul susținut al părinților, cu ajutorul unui logoped bun, dar și cu mult efort din partea lui și cu un talent muzical evident, a ajuns azi să fie un cunoscut interpret. El și-a corectat impecabil dicția, iar talentul i l-a dat bunul Dumnezeu. De altfel, el cântă și la biserică. Recent, Rareș Dumea și părinții acestuia s-au întors de la vedeta familiei, unde au filmat în cadrul emisiunii Concurs. Magic și de neuitat, scria mama lui Rareș, Elena Dumea, pe Facebook. Pentru cei care nu știu, emisiunea Vedeta Familiei presupune 3 probe de concurs. În prima fază, concurentul cântă alături de cineva din familie, mamă, tată sau bunici. Rareș a avut noroc. Părinții săi și-au luat inima în dinți și au cântat piesa Muzica e visul meu, alături de el pe scenă. De altfel, jurul format din Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Matilda Pascal Cojocărița i-au felicitat pentru curajul avut. A fost o piesă mai ușurică, așa, ca să nu simtă părinții că nu pot face față. Piesa a fost compusă special pentru el de către textiera Cristina Pârvu pe muzica lui Doru Marian Dima. În cea de-a doua probă, Rareș a interpretat o piesă pop. Este vorba de Copacul în varianta lui Randy. Iar în cea de-a treia probă, ar fi trebuit să fie pus în dificultate, căci i s-a pregătit o piesă rock. Cum s-a descurcat, veți vedea în cadrul emisiunii. Îl putem urmări pe Rareș la Vedeta Familiei începând din luna martie, iar tânărul artist ne promite că ne va ține la curent cu noi informații pe pagina sa de Facebook. Trebuie menționat faptul că la această oră Rareș face canto online cu profesor Alexandra Amarandei Haidău de la Iași și până să o găsească pe această doamnă minunată, el s-a pregătit împreună cu mama sa. Că este un copil deosebit știm, am remarcat cu toții, însă prea puțin știu că este foarte sensibil. Poate îi se trage de când era mic și era dat deoparte cu o replică usturătoare. Când o să înveți să vorbești, atunci o să cânți. În urmă cu 2 ani repeta piesa Mădălinei Manole, Stai lângă mine, mamă, și brusc a început să plângă. Știa povestea tristă a Mădălinei căci o căutase pe Google. Cu lacrimi în ochi și-a rugat mama să-l ducă la mormântul Mădălinei să pună flori și să aprindă o lumânare. Părinții i-au îndeplinit ruga. Ce a reușit să facă Rareș Dumea în cadrul emisiunii Vedeta Familiei, o să vedem cu toții la TVR1. Obiectivul lui Rareș este să-l vadă acum toată lumea la TV și să-l aprecieze, dar și bineînțeles să continue proiectele în televiziune. Îi transmitem și noi mult succes!
ședința preoților din protopopiatul Onești. Evenimentul s-a desfășurat la sediul protoieriei Onești, iar pe ordinea de zi au fost mai multe probleme, printre care pelerinajul din luna mai la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman. Miercuri 22 februarie, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a avut loc ședința preoților din cadrul protopopiatul Onești, prezidată de preotul protopop Ioan Bârgăoanu. În cuvântul de deschidere, protopopul a mulțumit Înalpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântarea oferită la început de an în cadrul sinaxei preoților protopopiatului Onești, ce a avut loc pe data de 16 ianuarie, aducând în atenția celor prezenți organizarea luna mai în contextul zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu a unui pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman. Ulterior, preotul protopop a oferit cuvântul preotului Ilarion Mâță, consilier eparhial, în cadrul sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a prezentat preoților mai multe puncte. Este vorba de calendarul anual al activităților derulate în anul omagial al pastorației persoanelor vâznice, proiectul eparhial Nicio parohie fără filantropie, campaniile umanitare, sprijinirea creștinilor ortodoxi din Siria și Turcia și celor două persoane tinere bolnave, Alexandra și Roxana, oportunitățile de finanțare pentru unitățile de cult, acreditarea ca furnizor de servicii sociale, invitând astfel preoții să identifice strategii de implementare a proiectelor sociale. În plan catehetic și misionar, Vlad Țurțulan, președinte la SCOR Bacău și inspector eparhial în cadrul biroului de cateheză și activități cu tineretul, a prezentat proiectul Concursul Național de Cateheză din cadrul Patriarhiei Române, oferind totodată sprijin și logistică pentru organizarea taberelor și școlilor de vară din cadrul protopopiatului Onești. La final, toți preoții au fost invitați la masă în cadrul centrului multifuncțional Logos, se arată în comunicatul protoieriei Onești. Reabilitarea și modernizarea școlii Liviu Rebreanu din Comănești. Peste 14 milioane de lei vor fi cheltuiți în modernizarea și reabilitarea acestei unități de învățământ din orașul stațiune Comănești. De altfel, reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ reprezintă o prioritate pentru primarul orașului stațiune Comănești, Viorel Miron, dar și prioritatea sanitară. Viorel Miron, primarul orașului Comănești, a verificat stadiul lucrărilor de reabilitare și modernizare a școlii gimnaziale Liviu Rebreanu. Obiectivul proiectului este reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii Liviu Rebreanu în vederea asigurării unor condiții optime de educație și a creșterii participării populației la procesul educațional pentru învățământul obligatoriu. Valoarea totală a proiectului este de 14.341.663,76 lei. Se arată în informarea de presă a primăriei orașului stațiune Comănești. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Veste bună pentru doamne și domnișoare, unitatea mobilă de screening de cancer mamar a Institutului Regional de Oncologie Iași oferă femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani mamografii gratuite. Aceasta va ajunge în zona Moldovei, județul Bacău, mai precis în comuna Mănăstirea Cașin. Proiectul se adresează tuturor femeilor care nu și-au făcut o mamografie în ultimele 12 luni, care nu au simptome sau un diagnostic confirmat de cancer mamar. Pe 27 februarie, ora 9, caravana Oncoprev va fi în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Proiectul este în parteneriat cu Fundația Enable și se va desfășura în 12 județe din nord-estul și sud-estul țării, respectiv Iași, Bacău, Vaslui, Botoșan, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea și Buzău. Unitatea mobilă de screening pentru depistarea cancerului mamar a fost achiziționată pe un proiect pe care îl implementăm din 2020. Este vorba de un proiect cu finanțare din fonduri nerambursabile. Unitatea mobilă este dotată cu un mamograf mobil digital 3D și a costat în jur de 600.000 de euro. Am finalizat procedurile de achiziție anul trecut, iar unitatea a ajuns recent. Este vorba de două astfel de unități mobile în România, una la Cluj și a doua la Iași, a declarat Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iași. Autobuzul Dragostei oprește din nou în municipiul Bacău. Liga studențească din Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău organizează Autobuzul Dragostei, ediția a 18-a. În data de 24 februarie, Asociația Liga Studențească a Universității Vasile Alexandrii din Bacău vă invită la o nouă ediție a evenimentului romantico-studențesc devenit tradiție, intitulat în mod sugestiv Autobuzul Dragostei. Pentru a marca Sărbătoarea Națională de Dragobete,
proiecte, le dăm ocazia studenților băcăoani de a celebra iubirea și de a împărtăși emoțiile prin intermediul unui simplu bilet de transport. Odată urcați în autobuzul cu ruta 22, care va circula între orele 10 și 16, tinerii îndrăgostiți sunt așteptați să spună da în fața promisiunii de a fi căsătoriți pentru o zi, primind astfel un certificat simbol al dragostei. Ruta obișnuită va avea de data aceasta și un detur în intervalul orar 14-15. Autobuzul va staționa în parcarea Arena Mall pentru a aduce romantismul tuturor îndrăgostiților. O amintire de neuitat, autobuzul dragostei va aduce și alte surprize pregătite de voluntarii noștri. Proiectul este derulat de Liga Studențească Bacău în parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Arena Mall și SC Transport Public S.A. Bacău. Se arată în informarea de presă transmisă de Alexandru Chietroiu, președintele Ligii Studenților din Bacău. Eroul Gheorghe Turturică se va întoarce acasă. Veste extrem de bună pentru locuitorii comunei Guravăi. Eroul comunei Guravăi se întoarce pe meleagurile natale. Primăria comunei Guravăi anunță operatorii interesați că a publicat anunțul de participare cu privire la executarea lucrării amenajare mormânt de război și construire operă comemorativă de război sub locotenent Turturică Gheorghe din comuna Guravăi, sat Motocești, județul Bacău, a transmis primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei. Pentru cei care nu știu, Gheorghe Turturică s-a născut pe 3 martie 1915 în satul Motocești din comuna Guravăi, județul Bacău, fiind al 9-lea copil al familiei Ioanei și lui Toader Turturică. A luptat în cel de-al 2-lea război mondial, conducând o subunitate și având gradul de sublocotenent. În dimineața zilei de 7 septembrie 1944, subunitatea pe care o comanda se afla în satul românesc Ilieni, din apropierea orașului Sfântul Gheorghe. Înaintarea trupelor române a fost stopată de o puternică rezistență din partea trupelor hortiste și germane, care au atacat cu blindate și tancuri pe tot sectorul, iar românii au fost nevoiți să ocupe poziții defensive. Deoarece militarii din campania sublocotenentului Turturică cădeau pe rând la datorie, sublocotenentul a luat mai multe grenade, s-a târât până în preajma celui mai apropiat tank, s-a urcat pe tancul aflat în plină viteză, a scos cuiul de la o grenadă, a ridicat capacul turelei și a aruncat încărcătura explozivă înăuntrul acesteia. Sub privirile uimite ale soldaților, blindajul panzerului s-a făcut țăndări. Toate proiectilele din interior au explodat, iar trupul sublocotenentului a fost sfârtegat. Trupul său a fost ridicat pe seară de către colegii săi de arme și îngropat cu onoruri militare în satul Dobon, Ilieni, județul Covasna. Până la sfârșitul zilei, trupele inamice au fost zdrobite, iar camarazii săi de arme, care au primit un nou avânt, i-au răzbunat moartea. Pentru fapta sa, regele Mihai I al României l-a decorat post-mortem cu ordinele Coroana României și Apărarea Patriei. În memoria sublocotenentului erou Gheorghe Turturică, locuitorii din satul său natal au săpat o fântână unde este gravată inscripția în amintirea eroului sublocotenent Gheorghe Turturică. Pe crucea de la mormântul părinților săi, alături de numele lor, se află gravat în mod simbolic și numele său, iar în 1992 i s-a dezvelit un bust în curtea Unității Militare 1769 din Bacău. O stradă din municipiul Onești, una din municipiul Suceava, îi poartă numele. Ei sunt eroii, l-au salvat. Este vorba de doi jandarmi care au salvat un bărbat, victima unui accident rutier. Din fericire, intervenția lor a fost una salvatoare. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. 3:14, în timp ce se deplasau pe drumul național 85 din județul Bacău, jandarmii au observat un bărbat care a fost lovit de un autoturism la trecerea de pieton de la ieșirea din localitatea Sascut. Plutonier ajutan șef Teletin Tudorel și plutonier ajutan Blănar Ionel au acționat imediat și au acordat primul ajutor bărbatului, care sângera abundent în zona capului, încercând să reducă sângerarea și să evite blocarea căilor respiratorii. Deoarece exista riscul provocării unor daune suplimentare, bărbatul nu a fost mutat până la sosirea unui echipaj medical care i-a acordat îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, jandarmii au supravegheat zona pentru a nu se produce alte incidente și au apelat serviciul unic de urgență 112 pentru a anunța evenimentul rutier.
A fost găsită femeia dată dispărută din comuna Pârgărești. Din păcate, pentru aceasta a fost prea târziu. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că femeia de 41 de ani a dispărut în împrejurări necunoscute. La data de 20 februarie, polițiștii din cadrul postului de poliție Pârgărești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitei Pasca Gabriela Daniela, de 41 de ani din localitate. Joi 23 februarie, alături de polițiștii de la postul de poliție Pârgărești, secția 3 Poliție Rurală Onești, angajații primăriei Pârgărești și voluntari am reușit și finalizat căutările în cazul dispariției declarată de familie de acum câteva zile a doamnei Pasca Gabriela Daniela. Cu regret anunțăm decesul persoanei și transmitem condoleanțe familiei înturerate. Odihnă veșnică doioiei doamne este mesajul postat de primarul comunei Pârgărești, Marius Gabriel Gheorghiță, cel care s-a implicat activ alături de echipele de căutare în găsirea femeii. Acum TV transmite condoleanțe familiei. Comemorarea anuală închinată lui Valeriu Gafencu și tuturor deținuților politici din temnița Târgu Ocna a avut loc vineri 17 februarie sub organizarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a Fundației Profesor George Manu. Ca în fiecare an, comemorarea a avut loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgu Ocna, în vecinătatea Spitalului Penitenciar, locul în care se află gropile comune și troița foșilor deținuți politici. De la ora 9 a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de parastas. Mai multe detalii în minutele următoare. Mulțumim lui Dumnezeu! Izvor la toată darea și binecuvântarea pentru ziua de astăzi, pentru toate zilele noastre, pentru parastasul acesta, pentru toate câte a rânduit, pentru toate câte le va rândui și mai ales pentru că ne-a dat, iată, un astfel, da, de suflet binecuvântat ca lui Valeriu Gafencu, care a făcut parte într-o generație de toată cinstea, într-o apărare a credinței strămoșești și mărturisea de credință, într-un duh de sorginte filocalică, așa cum amintea Părintele Stare Schariton, mai înainte în predică, bine a spus, vorbim de un om în care a lucrat puternic Duhul Sfânt, vorbim de o prezență a Harului Dumnezeesc în chip unic în persoana acestui bineplăcut al lui Dumnezeu, care a creat o atmosferă unică în jurul lui, după cum spunea tinerul acesta, încă din copilăria lui, în perioada adolescenței, a studenției, că pe urmă a fost arestat și în temniță. Vorbim aici de un vas ales al lui Dumnezeu, de aceea este și propus pentru canonizare, pentru calitățile lui sufletești deosebite, datorate și unei educații în duh creștinesc și românesc. Eu aș începe cu o trăsătură esențială a caracterului acestui om deosebit, Valeriu Gafencu, intitulat Sfântul Închisorilor, la care el s-a remarcat, v-am spus, limititor. E vorba de părinții săi, Vasile și Elena, despre care el mărturisește câteva rânduri. Tuța, mi spunea tatălui său, era un om întreg, sănătos și voinic, un trecut frumos, student la Politehnică, bine văzut de toți oamenii de valoare care i-avea Basarabia în acele vremi. Basarabia, fiind Valeriu. Îi mai trebuia puțin și ieșea și el inginer. Dar, luând contact cu societatea, așa a zis, spusă, anii aceia, după Revoluția Bolșevică, frământările care au adus atunci, da? Deci, dar, luând contact cu societatea, așa suspusă, ele mele, cunoscând decadența acesteia, renunța la toate perspectivele, deci vremuri specifice cu decadența, deci ce facultate face, în ce condiții, ce era, era făcea fiara roșie, făcea ravagii peste tot și dărâmau, da, biserici și ce era mai bun și sfânt în popor, decadența aceea, a renunțat la toate perspectivele pe care le deschidea viitorul, s-a întors în sat la plug, făcându-se și învățător. Voia să întemeze un cămin frumos și curat, să aibă soție, copiii lui, gospodăria lui, și a luat-o pe mama. Mama l-a întrebat. De ce mă iei tu, mă, pe mine de soție? Eu n-am nici carte, nici avere, păcând tu... De ce ți-ai nu-ți ales, mă, o fată învățată de la Iași? Că doar atâtea fete te doreau pe tine. Era o femeie simplă, curată. Ei, Elena, zice, de câte ori mă uit la tine, mă gândesc că nu sunt vremnic de tine. Tu ai ceva ales, mă. Tu ai fecioria, ești curată,
De aceea te iubesc eu. Valeriu Gafencu s-a născut într-o asemenea mamă și un asemenea tată. Rod al unei dragoste curate, e mare lucru să fii un suflet curat. Ei mă, Lena, îmi spunea, de câte ori mă uit la tine, mă zice, nu mă simt vrednic de tine, mă. Tu ai ceva deosebit, mă. Tu ai fecioria, mă, tu ești curată. De aceea te iubesc eu pe tine. De aceea l-a iubit Dumnezeu pe Valeriu, că a fost un suflet curat, deosebit distins, că a înțeles bine de mititel, prin educația din familie și ulterior, din oamenii care a cunoscut marile personalități ale vremii, ce înseamnă curăția sufletească în împlinirea oricărui ideal și mai ales acelui creștin și național. Noi nu putem ne prezenta înainte la Dumnezeu, indiferent de ce acte de glorie săvârșim cu suflete întinate. E mare lucru curăția sufletească, temelia pe care zim toate valorile pe care vrem să le promovăm. E mare lucru. Vedeți ce înseamnă? Mă uitam, amintea părintele și grozav cuvântul părintele Hariton, amintea de conducătorii vremii, de conducătorii de atunci, căutați să facă niște paralele. Dar gândiți-vă și atunci, un om cu suflet viteaz, un om de capitan, deci zice, poporul român, când tinerii aceștia, în generația lor, auzeau asemenea oameni grei. Deci poporul român în aceste zile ale lui, nu are nevoie de un mare om politic, așa cum greșit se crede, și cum cred nici noi astăzi, ci de un mare educator și conducător care să biruiască puterile răului și să zdrobească tagma celor răi. Pentru aceasta însă va trebui să biruiască mai întâi în el însuși răul și din ai lui. Păi îți dai seama când ai în față un astfel de profesor, un astfel de educator, de mentor, de comandant, de capitan, un astfel de un ministru, da, episcop, în fond, în tot domeniul și în tot locul e nevoie de oameni care să arate ce? Care-i calea către desăvârșire, către Dumnezeu. Pe atunci tu capeți o înrăurire. Așa se explică că el s-a luat la trântul cu păcatul din tinereții și s-a dat seama că nu poți înainta, nu poți primi harul Duhului Sfânt decât, da, într-o relație de curăție cu Dumnezeu. Nimic necurat nu intră în Părăția Dumnezeu. De ce prea curata fecioara, Maica Domnului numim așa? Ce a fost atâta plină de har și Dumnezeu s-a iubit? A iubit-o atât de mult, e prea curată fecioară și ce a căutat la smerenia roabei sale, pentru curăția ei, nici în gând, nici în trup, nici în cuget, niciodată n-a avut, iată ce, ceva întinat. E mare lucru. Nimic mai mult atrage harul Dumnezeu decât ce? Sufletul curat al credinciosului. De aceea a spus și mare savant Simeon Mehedinți, atât valorează un popor și un om cât a înțeles din Evanghelie și cât se silește să împlinească poruncile lui Hristos. Când înțeleg mulți sunt că au o căpățână și cap au, dar ce viață duc? Și noi și călugări, tot eu sunt brași haina aceasta, s-o să țip la popor ca mine acum. Ești tu în tare sufletește, să o faci autoritatea morală. De aceea, dar, zic și eu ca tatălui Valeriu, când mă uit la voi, mi sunteți dragi, și de aceea ne obligați și pe noi, și de aceea vă iubim. De aceea, măcar că nu merităm darul, harul, poziția aceasta și toate câte, iată, biserica, oamenii le-au pus pe mării noștri, nu le merităm, privind în noi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 25 februarie, cerul va fi parțial înnorat. Mercurul în termometre urcă până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Duminică, 26 februarie, cerul va fi parțial înnorat. Vom avea parte de o ploaie ușoară, mercurul în termometre nu trece de 6 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 2 grade Celsius. Luni, 27 februarie, cerul va fi parțial înnorat, vom avea ploi ușoare amestecate pe alocuri chiar cu zăpadă, mercurul în termometre nu trece de 3 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 2, minus 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.